Salut, dragi pescari! Suntem în carantină, nu putem merge la pescuit, din păcate pentru toată lumea. Și m-am gândit să fac un clip prin care să vă prezint care sunt cele mai bune alternative la site-urile de echipamente de pescuit din România. Mă refer la cele din străinătate. Am făcut aici o listă de 5 site-uri de pe care eu am comandat de-a lungul anilor și m-am gândit să vă prezint și vouă, să vedeți care sunt ofertele, cum prezintă ei ofertele, să vedem și câteva diferențe de preț față de prețurile din magazinele din România și să vedem dacă credeți, de fapt să stabiliți voi, dacă considerați că se poate și credeți că e o alternativă fiabilă la magazinele online din România. Da? Așadar, haideți să intrăm și să vedem exact care sunt aceste 5 site-uri de care v-am zis mai devreme. Ok. Așadar, dragilor, haideți să intrăm pe cele 5 site-uri de care vă pomeneam un pic mai devreme și să începem cu primul site, total-fishing-tackle.com. Este un site pe care eu îl folosesc foarte des, poate cel mai des, atunci când vreau să-mi comand echipamente de pescuit din Anglia. Acesta este un site din Anglia. Așa arată acest site, Total Fishing Tackle. Sunt convins că mulți dintre voi ați auzit deja de el, pentru că este un site destul de popular și în România. Cam așa arată site-ul. Da, vă faceți un cont frumos. Ce este foarte important pentru cei care nu știu încă, de fiecare dată când intrați pe site, sfatul meu este să verificați această pagină de sale, pentru că aici vedeți care sunt ofertele site-ului la momentul în care voi intrați pe site. Da? Vedeți, cam așa arată ofertele. Navita, se uitați, hanorac frumos de 24 de lire. Asta înseamnă, cât înseamnă? 25 mulțit cu 5,5, dar nu e, 137 de lei. Adică e un preț decent. O să facem o comparație și cu prețurile la aceleași produse de pe site-urile din România, să vedem exact dacă se merită sau nu, dar eu zic că se merită. Nu la toate, într-adevăr, nu la toate produsele, dar sunt destul de multe unde merită să-ți arunci un ochi. Da? S-a încărcat pagina. Paturi, ia uitați. Mos, mulinete, lansete. Pantaloni scurți la 11, adică 65 de lei, mi se pare decent. Scaunul la care am făcut eu review, vedeți cât costă aici, 155 de lire. Asta vedem cât înseamnă. 55 mulți cu 5,5 pund, dar e mai puțin de 5,5. 850. Da, nu e vreo 900 și ceva de lei. În cazul ăsta nu e chiar atât de mare diferență. Apăsați pe butonul ăsta Load More ca să vă încarce mai multe produse aflate la ofertă. Da? Ce este foarte important. Da. Și regula asta e valabilă pe absolut toate site-urile astea pe care eu vi le voi prezenta în acest clip. În cazul în care site-ul are opțiunea de. Haideți să nu intrăm pe pagina de sale, să intrăm pe prima pagină. Da? Foarte important. Aici, jos. Recomandarea mea este să vă abonați la acest newsletter, pentru că dacă vă veți abona, veți primi foarte, foarte des mail-uri de la ei cu prețuri reduse, cu oferte, după ce veți comanda de la ei, veți primi oferte personalizate, cupoane de reducere și așa mai departe. Deci este foarte important să vă Este foarte important să vă abonați la acest newsletter, da? Deci dați jurnalul pescarului în cazul meu la gmail.com și apăsați pe subscribe. Da? Confirmation request has been sent, da?
Cam asta este cu site-ul ăsta, vă faceți cont de aici, este la fel de simplu ca atunci când vă faceți cont pe un site din România, deci nu e nicio dificultate. Da? Și cam asta este Total Fishing Tackle. Da? Haideți să trecem la următorul site, care din punctul meu de vedere este foarte, foarte ok, anglingdirect.co.uk. Cam așa arată Angling Direct. Mi se pare că în toamna anului trecut a fuzionat cu Eric's Angling și Eric's Angling era un site de pe care eu mai comandam, dar în momentul de față cele două site-uri au fuzionat și rulează sub deviza Angling Direct, sub acest nume. Și din nou vedeți că acest site, care este tot din Marea Britanie, găsiți acest buton de sell. În cazul ăsta în partea dreaptă, da? Apăsați pe butonul de sell și vedeți care sunt ofertele la momentul la care voi accesați acest site. Ele se pot schimba de la o săptămână la alta, de la o zi la alta și așa mai departe. La fel ca și în cazul Total Fishing Tackle, este foarte important să vă... Ia uitați! Vedeți? Să vă abonați la newsletter. Vă abonați frumos la newsletter și primiți oferte la câteva zile, de fiecare dată când se schimbă un produs pe care voi poate îl urmăriți, oferte personalizate după ce veți comanda, oferte legate de transport. La un moment dat pe Angling Direct era transport zero, indiferent de valoarea pe care tu o comandai până în România. Deci este foarte, foarte important. Și încă o chestie pe care eu nu v-am precizat-o, aceste 5 site-uri, bineînțeles, livrează fără probleme în România. Deci asta este o chestie foarte importantă pe care trebuie să o aveți în vedere atunci când vreți să comandați ceva de pe un site pe care n-ați mai comandat până acum. Să vă interesați din timp, de la început, de modalitatea de plată, dacă sunt serioși și dacă livrează fără probleme în România. Da? Din câte știu eu, sper că nu au schimbat ei chestia asta. Haideți să ne uităm un pic. Ia să vedem, delivery information, nu, și, da, delivery information, ia să vedem. Ia uitați, România, ei zic că livrează în 3-5 zile lucrătoare cu un cost de transport de 7 lire, de 7 ori 6 zi, maxim 40, maxim 50 de lei, ceea ce mi se pare decent totuși. Și știu că ei aveau la un moment dat, nu știu dacă mai au, dar comandai peste 200 de lire avea transportul 0, dar nu mai știu. Mă rog, ideea e că trebuie să vedeți acolo, după ce vă creați cont și adăugați produsele în coș, veți vedea exact estimarea de cost de livrare. Da, ați văzut, cam undeva la 7, 6, 7 lire. Și undeva la 50 de lei. Asta în cazul în care nu depășiți probabil un anumit gabarit, o anumită cantitate. Atunci s-ar putea totuși să se schimbe datele probleme și să se adauge cost suplimentar la transport. Dar oricum, după ce faceți simularea de comandă, după ce adăugați produsele în coș, înainte de checkout, înainte de a finaliza practic tranzacția și a plăti, veți vedea exact care este valoarea transportului. Da? Cam acesta este site-ul Angling Direct, așa cum ați văzut și la Total Fishing Tackle, există acest buton de sell care vă prezintă ofertele site-ului în momentul în care voi accesa site-ul. Da? Haideți să trecem la următorul. Și acesta este tot un site din Marea Britanie. Am dat eu un pic cu copy-paste ca să nu scriu greșit pe aici. Johnson's Rose Tackle. Da? Este un site care arată drăguț, foarte frumos. Și la fel ca celelalte două, este un site din Marea Britanie. La fel și aici, bineînțeles, există un buton care în cazul acestui site este aici. Special Offers. Da? Și aveți
lichidări de stoc, Pebre, Neș, Enterprise, Momeli, accesorii de camping, senzori, da? Corturi și așa mai departe, haine, bagajerie, ochelari, lansete, mulinete, etc., 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 da? Deci asta este pagina de reduceri în cadrul acestui site. Bineînțeles că și acest site are varianta de newsletter, la fel cum o au și celelalte două de mai devreme. Și o să introducem noi și aici, jurnalulpescarului@gmail.com, pac, și ne vom abona la newsletter pentru a primi cele mai bune oferte. Newsletter, you have successfully subscribed to this newsletter. La fel și aici, vă creați cont frumos, da? Exact cum vă spuneam, nu este nimic complicat, vă faceți un cont exact cum vă faceți și la și pe site-urile în România. Create an account. Da. Ah, ok, trebuie să adaug aici, n-am adăugat eu. Și cam asta este și Johnson's Roast Tackle. Da. Ce trebuie să știți voi este că pentru aceste site-uri, pentru aceste magazine online care nu se află pe teritoriul României, plata se va face integral în avans. Adică nu există noțiunea la ei de ramburs. Nu. Cum funcționează site-urile din România, adică faci comanda, i-ai dat trimite, îți vine comanda acasă și plătești atunci când îți ajunge comanda, nu. Aici, pentru că bineînțeles vorbim totuși de tranzacții internaționale, trebuie să plătești în avans. Trebuie să folosești, nu știu, fie cardul tău asociat contului bancar, fie PayPal și așa mai departe. Fiecare site în parte are mai multe opțiuni, la fel bineînțeles ca și în România, de a putea achita comanda înainte ca aceasta să fie livrată către tine, da? Deci trebuie să aveți foarte mare grijă. Eu aceste 5 site-uri vi le recomand pentru că am comandat de pe ele, dar așa cum vă spuneam și mai devreme, trebuie să aveți foarte mare grijă ca site-urile noi pe care voi le găsiți să fie de încredere, să găsiți informații despre ele, despre modalități de plată, cât de serios sunt, dacă livrează în România, că ei pot fi serioși, tu poți plăti și să afli după aia că nu livrează în România. Trebuie să te interesezi înainte din chestia asta și sunt convins că există o zonă de contact în site sau o adresă de e-mail unde poți trimite un mail să întrebi dacă se livrează. Că după aia va fi foarte complicat să stai, să rezolvi, să primești banii înapoi și așa mai departe. Mai bine știi din timp dacă poți face cumpărături pe aceste site-uri sau dacă nu poți face. Da? Deci trebuie să aveți foarte mare grijă. Aceste 5 site-uri sunt safe, trimit, sunt serioși. Din punctul ăsta de vedere puteți sta liniștiți. Da? Haideți să trecem mai departe. Al patrulea site este un site din Austria. Cred că ați auzit și de acesta foarte mulți dintre voi. Din păcate acesta nu este tradus în engleză, este în germană, așa că pentru a putea, dacă nu știți engleza, bineînțeles, cum sunt eu, trebuie să selectați limba, iar site-ul se va traduce automat în engleză sau în limba în care voi o veți selecta aici. Nu vreau să traduc în română pentru că s-ar putea să nu-mi traducă cum trebuie și prefer totuși engleză. Da? Cam așa arată Nord Fishing 77. Bineînțeles că și acest site are o pagină cu cele mai bune reduceri, cele mai bune oferte în momentul de față. Adică aici, cheap prices. Da? Clic aici și ne duce în pagina unde, ia uitați, week deal sau monthly special. Nu o să intru pe week deals pentru că cred eu că week deals vor avea un preț
mai ok decât monthly. Haideți să vedem. Apropo, ziceam mai devreme că o să facem un test. Haideți să vedem, nu știu, ceva ce eu chiar caut. Haideți să vedem dacă găsesc ceva. Hanura ce nu. Îmbrăcăminte. 4 pagini de reducere are acest site în momentul de... Ia uitați, un pat. Chiar căutam un pat. Haideți să vedem. Ia. Nash MK3 Wide. Indulgence. Ia să vedem. Pat. Big Fish, Fishing Mall. Ia să vedem la Fishing Mall. Că e mai aproape de mine. Să încarcă pagina cum trebuie. Haide mă, Google. Da, n-are rost. Marele pescar. Da, să vedem la Big Fish. 1140 de lei. Da? Haideți să vedem cât mai e euro. Cred că e undeva la 485. Corect? 177,77 mulțit cu 4,85. 862 minus cât am zis. O 1140. Da, deci o reducere de 277 la acest pat, ceea ce mi se pare decent. În condițiile în care, să zicem că aș plăti doar, nu știu, și maxim 100 de lei pe transport, deci totuși ar fi o reducere de 170 de lei. Da? Haideți să ne mai uităm și la alte produse, să vedem dacă ar mai fi ceva care... Ia să vedem. Slingul acesta de la Nash. Nash Master Retainer Sling. Ia să vedem dacă îl găsim și în România undeva. Nash. Big Fish. L-am găsit și la Claumar, văd că e. La Big Fish pare că e indisponibil, 309 lei. Iar aici este 44, să mă rotunjim la 48. 48 mulți cu 4,85, 232 de lei, iar la Big Fish 310. Adică, da, vedeți cam care sunt diferențele. Ideea e că se vor simți mult mai bine atunci când faceți o comandă mai mare. Asta e clar. Pentru că și valoarea transportului se va împărți și se va adăuga la mai multe produse și în cazul ăsta vei ieși mult mai câștigat. Da? Deci, cam asta este și cu Nord Fishing 77. Bineînțeles că avem și aici. Avem și aici varianta de newsletter. Ne putem abona pentru a primi cele mai bune oferte. Thanks a lot for a first time registration. You will now receive a confirmation email. Ok. Subscribe. Ok. Deci, cam asta este și Nord Fishing-ul. Haideți să vedem și să trecem și la ultimul. Este un site din Germania, angelcentrale.de. Din nou este în limba germană acest site și vom selecta de aici engleza. Pentru Angel Centrale, pagina de reduceri care până la urmă ne interesează pe noi. Încă o chestie foarte importantă. Să știți că nu întotdeauna trebuie să vă uitați strict pe pagina de reduceri de sale, pentru că în multe situații am observat că și
Ei aveau și produse care nu erau listate la reduceri, dar care erau mult mai bune ca preț ca cele din România. Adică eu zic că dacă aveți timp, mai ales acum în perioada asta când nu prea putem să ieșim la pescuit, intrați, butonați site-urile, căutați produsele pe care voi le urmăreați în România pentru a le achiziționa și vedeți exact care sunt prețurile lor și dacă se merită sau nu să faceți comenzi în Anglia. Da? Deci nu trebuie să vă uitați neapărat doar pe butonul de sale, doar pe pagina de sale. Căutați și în cadrul site-ului și vedeți care mai sunt prețurile la alte produse. Da? Deci, pentru anghelcentrale.de, cum vă spuneam, butonul de ofertă este aici. Bargain înseamnă un fel de reducere, da, motamo nu prea înseamnă reducere, înseamnă tocmeală, înseamnă ceva de genul, da? Hai să vedem ce au ei pe aici. Foarte multe de la Grace, lansete, văd că au la reducere, Century, ia uita, Century. Load more articles, apăsăm pe butonul acesta, Century din nou. Da, și cam astea ar fi ofertele de azi ale celor de la anghelcentrale.de. Dragii mei, cred că și aici există buton newsletter, bineînțeles cum să nu existe. Yes. Bam, și ne-am abonat la newsletter pentru acest site. Da. Așa că astea au fost cele 5 site-uri de pe care eu am comandat de-a lungul anilor. Mă gândesc că e de preferat sau să aveți și voi o alternativă la cele din România și să verificați din când în când ofertele pe care aceste magazine online le oferă clienților. Și cam atât. Dragii mei, astea au fost cele 5 site-uri de care am vrut să vă vorbesc. Ele vin ca o alternativă la site-urile din România și în cazul în care găsiți o ofertă mai bună sau pe site-urile din România nu găsiți produsele pe stoc, este foarte bine să vă aruncați o privire și pe aceste site-uri pentru că sunt de încredere și livrează fără niciun fel de problemă în România, da? Dacă considerați că v-au fost utile aceste informații, dacă v-au plăcut, dacă vă ajută, nu uitați să lăsați un like la acest clip, să vă abonați la canal și, foarte important, să lăsați un comentariu și cu alte site-uri pe care voi le considerați de încredere și de pe care ați mai comandat de-a lungul timpului. Bineînțeles că vorbim de site-uri pentru echipamentele de pescuit, da? Nu uitați, așa cum v-am spus, să lăsați un comentariu pentru a putea verifica și noi, pentru a putea vedea și noi alte variante la aceste site-uri. Nu uitați să stați în casă, să îi protejați pe cei dragi și până când vom putea ieși din nou la pescuit, eu am fost Alex la Jurnalul Pescarului. Vă mulțumesc pentru vizionare. Fir întins, nu uitați să visați la marea captură. V-am pupat, ceau!